Alături de noi este acum Corina Drăgotescu, director editorial Adevărul Holding. Bun găsit, Corina! Bună ziua! Mă uitam la SMS-ul cu care ne-a explicat ministrul, fostul ministru al culturii, domnul Paleologu, singurul în măsură să dea explicație, Mircea Staiciu. Corina, stă în picioare tipul ăsta de argument, pentru că atunci când ești ministru, ar cam trebui să știi ce se întâmplă la tine în curte. Bineînțeles că ministrul, mai ales că avea obligația să semneze, fiind vorba de o lucrare peste o anumită sumă, trebuia să știe ce se întâmplă, pentru că, așa cum vedem, persoana indicată în raportul Corpului de Control al primului ministru, și aș vrea să vă arăt acest raport care are 80 de pagini, nu este un raport de 3 pagini, este un raport de 80 de pagini, este ministrul de la acea vreme. Bineînțeles că sunt invocați și alți miniștri în raport, să nu credeți că doar cei ai PDL. Bineînțeles că în momentul în care vezi scris negru pe alb că miniștrii nu știu că ziua națională este de 1 decembrie și cer suplimentări de fonduri în fiecare an, începând din 2005 până în 2009, te întreb dacă responsabilitatea politicienilor este una falsă sau este una reală, iar dacă este una reală, înseamnă că este foarte superficială. Revenind la problema drepturilor de autor, ar fi foarte interesant să ni se spună acum câți oameni beneficiau, care este suma totală pentru drepturile de autor, ca să știm în ce câți oameni ar fi putut fi plătiți în locul WC-urilor și în locul altor instalații sanitare, cuvete, severaie. Cu atât mai mult, Corina, cât, dacă ți-aduce aminte, subiectul ăsta cu drepturile de autor a provocat așa un întreg haos, pentru că s-a spus la momentul respectiv, la momentul modificării legislației, că cei din privat umblă cu drepturile de autor. Iată că se poartă și la stat. Și mi-e greu să cred că miniștrii la care făceai referire habar n-aveau de ce se întâmplă la ei în ogradă. Dacă îmi dați voi, nu numai că se întâmplă și la stat, pentru că până la urmă legea drepturilor de autor a fost făcută și pentru cei care e adevărat. Lucrează la stat în domeniul creației. Dar problema este alta. Problema este că a existat un aviz negativ în privința utilizării acestei forme de plată și instituțiile statului nu au ținut cont de ele. Cu alte cuvinte, dacă nici statul nu ține cont de recomandările făcute de instituțiile de specialitate pe care le-a creat statul, pe care le-au creat cei care ne conduc, atunci ce să ne mai mire că este atâta dezordine în România? Nu ne mai miră, Corina, pentru că la suma asta, la 20 și ceva de milioane de euro, nu ne mai miră nimic. Interesul financiar cred că este cel care primează. Probabil că este interesul financiar, dar vă spun, este absolut șocant să vezi că instituțiile statului, pentru că, așa cum spun în raportul acesta de 88 de pagini, 83 de pagini, sunt mult mai multe nereguli sesizate. Acesta cu drepturile de autor a fost redat de ziariștii de la Adevărul, dat fiind impactul public din ultima perioadă când s-a discutat și ziariștii au fost scoși și vinovați. Instituțiile de presă au încercat toate să treacă pe sistemul nou propus, pe carte de muncă, să plătească contribuțiile pe drepturi de autor și constatăm cu surprindere că în timp ce noi eram vinovați că nu există bani la buget, exact statul era cel care, așa cum a spus colegul meu Eugen Kelemen mai devreme, se țepuia. Adică nu poți să justifici asemenea atitudini sfidătoare la adresa tuturor. Gândiți-vă câți artiști trăiau din drepturi de autor, câți scritori sunt care trăiau din drepturi de autor, câți oameni de cultură, hai să zicem, scoatem ziariștii pentru că nu-i plac domnului Traian Băsescu și guvernării actuale, sau poate că nu le plac anumiți ziariști. Dar ce vină aveau ceilalți? Da, nu știu ce vină aveau, sunt foarte curioasă, Corina. Să așteptăm o declarație oficială de această dată. Mulțumesc tare mult, Corina Drăgotescu. Să așteptăm declarația oficială a fostului ministru al culturii, Teodor Paleologu, cu explicațiile domniei sale că nu știa, habar n-avea de aceste contracte. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție specială a discuțiilor Adevărul despre chestiuni de maxim interes, care cu siguranță îi preocupă atât pe cititorii noștri cât și pe cei care ne privesc. Iată, așa cum anunță ziarul Adevărul de astăzi, Ministerul Culturii a făcut plăți ilegale în valoare de 26 de milioane de euro în anul 2009, deci anul trecut, pe drepturi de autor. Cum s-a întâmplat acest lucru?
printr-o semnătură simplă a unui ministru care nu a ținut cont de recomandarea și de avertizarea în același timp autorității în domeniu, care specifica că nu se pot face astfel de plăți, deci este vorba de ANRMAP. Prin urmare, rămâneți alături de noi pentru a diseca toată această chestiune, a afla și noi, cei care nu mai suntem plătiți pe drepturi de autor, cum de a fost posibil așa ceva. Alături de mine în platou este directorul editorial al holdingului Adevărul Multimedia, director Multimedia, doamna Corina Drăgătescu, îi spun bun venit. Așadar, domnul Teodor Paleologu a reușit. A făcut o lată, ca să zicem așa, a făcut o lată pe banii noștri. A reușit, nu o să ne surprindă. N-a făcut-o pe banii dânsului. Da, vorbeam chiar în dimineața asta cu conducerea de la noi de aici. Dom'le, nu se poate, noi trecem totul pe cartea de muncă, ne chinuim, știți bine că nu este ușor. În realitate au fost controle și au venit să spargă ușa, tocmai în ideea că nu cumva, și după aceea spuneau, sunt plătiți șoferii pe drepturi de autor. Asta a fost la vremea când eram realitatea, a fost o placă pe care am tot auzit-o, o placă politică pe care au folosit-o cei din zona de administrare politică. Și acum, după atâta vreme, constatăm că ce? Constatăm că prin drepturi de autor Schimbăm chiuvete, se realizează instalații electrice de climatizare, curenți slabi, sisteme de supraveghere, etc. Și se montează, se demontează și așa mai departe chiuvete și WC-uri. Este absolut șocant. Dacă nu ar fi fost toate tot tamtamul ăsta, am fi spus, da, poate că cineva a încadrat greșit, poate. Dom'le, dar nu se poate să ai atâta tupeu încât în momentul în care știi că ai făcut-o la tine în casă, să ieși în exterior și să spui, uite, ăia fac așa, uite, ăia sunt niște nenorociți, ziariștii sunt niște nenorociți, duci toată discuția către ziariști și în timpul ăsta, în spate, cineva și-a pus semnătura pe aceste modernizări ale muzeelor absolut necesare, dar plătite din drepturi de autor. Partea tristă este că autoritățile n-au ținut cont de avertizările celor care sunt îndrituiți să facă asemenea contrala instituțiilor care statului. Sediu materiei în domeniu. Adică eu înțeleg că sunt aici diverse. Eu înțeleg o dioramă, de exemplu, că faci diorama, cum scrie aici, diorama Marea Neagră. Da, în regulă, diorama Marea Neagră, sigur că da, poate să fie obiect al drepturilor de autor, să constituie un motiv pentru care cineva să ia drepturi de autor, dar în niciun caz, instalații, finisaje, butaforie, sisteme de expunere, iluminat, climatizare, curent slab, infrastructură informatică, touchscreen-uri, alea drepturi de autor ale cui sunt? Cum poți să faci așa ceva? Iată că ce e interzis particularilor în mediul privat este permis statului. Aici e o altă chestiune care ar merita discutată. Statul român se folosește tertipuri pentru a fenta legislația fiscală. Asta să știți că până la urmă dacă era... Nu se folosește în cazul de față clar s-a folosit de tertipuri. Aici nu-mi dau seama dacă este incompetență, este obrăznicie, este reavoință, ce anume este. Dar ideea e că legea drepturilor de autor a fost călcată în picioare în primul rând de autoritățile statului. Deci de cine? Nu de Ministerul Industriilor și Transporturilor, zic, că nu există așa ceva, dar zic, nu de un minister din zona economică unde nu existau oameni care să poată interpreta legea drepturilor de autor. Deci da? Și acolo ar trebui să existe oameni care să interpreteze corespunzător. Să admitem că dacă era, nu știu, pe vremea lui Berceanu sau cine a fost înainte, ca să nu fie numai pedeliști, să zică lumea că avem ceva cu pedeliștii, pe vremea lui, nu știu, cine era înainte? Să zicem domnul Mitra. Ok, domnul Orban, nu contează. Am fi zis, da, domnule, n-au știut legea, dar autoritatea care trebuie să cunoască legea drepturilor de autor, pentru că se aplică tuturor creațiilor, deci autoritatea supremă, instituțională a statului, care trebuia să știe cum se interpretează această lege, ce face? Își bate joc de ea. O ia și o transformă în instrument de plată, o să spun politică, dacă o să vedem, probabil că și firma agreată era o firmă din acestea transpartinică, pentru că de acum știți, firmele care fac lucrări
s-au deșteptat și ele. Se adaptează, se adaptează și sunt transpartinice și se pasează de la un guvern la altul. Adică, și aici este foarte clar un exemplu de transpartinism, ca să zic așa, nici nu știu dacă există termenul corect. Este o lucrare începută în 2008 și traversează, se duce către 2009, deci se duce pe cele două, pe cele două mandate, deci, prindem cred. Și guvernul Tăricianu în toată prindem pe toată această lumea. Poveste, pentru că, când economia duduia. Spuneam mai devreme într-o intervenție la Realitatea că tot în documentul ăsta, în raportul Corpului de Control, există o, sper să pot să găsesc rapid, există o precizare absolut șocantă și anume că din 2005 încoace, am văzut aici, haideți să citim, că în vederea sărbătoririi Zilei Naționale a României, eveniment de importanță deosebită, căreia îi se acordă sumele nu știu ce, nu știu ce. Ideea este că le spune aici clar că acțiunile de, privind sărbătoririi Zilei Naționale constituie un eveniment cultural având un caracter de regularitate pentru perioada 2005-2007. Ce au făcut băieții? În fiecare an înainte de 1 decembrie mai solicitau niște bani de la buget pe motiv că au niște cheltuieli urgente sau neprevăzute. Dacă și data de 1 decembrie a ajuns să fie dată de cheltuială neprevăzută, înseamnă că trăim într-o lume a proștilor. Atâta vreme cât iarna ne ia prin surprindere, păi, de fiecare dată, nu e de mirare. Dați-mi voie să vă spun că toate aceste constatări nu ne aparțin. Noi doar am citat din raportul Corpului de Control al primului ministru. Deci nu este vorba de o anchetă jurnalistică aici. Nu este vorba de ceva care ar putea fi acuzat de păcătuire, este vorba de un raport al unei instituții oficiale. Care a fost în alta în momentul în care un asemenea aspect capătă gir de ilegalitate din partea autorităților respective, el intră într-adevăr în zona culpabilității. Atâta vreme cât s-a făcut un subterfugiu pentru a-ți obține un lucru absolut necesar, ceea ce nu cred că erau closetele și băile de la minister, atunci, într-adevăr, ești vinovat. Dar, doamnă, gândiți-vă că sunt lucruri care, în domeniul culturii, dacă nu-ți aveți urechea și ochii ca să studiezi care sunt necesitățile, atunci dați-mi voi să nu condamn pe nimeni care încearcă să-și rezolve probleme. Maestre, o scurtă intervenție, vă rog. Știu că ați grădinărit foarte bine Teatrul Excelsior și ați fost deseori pus în situația de a rezolva lucrurile. Cum spuneți dumneavoastră, de a face pe dracu în patru ca totul să iasă bine. Problema nu se pune în legătură cu ministru Teodor Paleologu, ci cu modul în care Guvernul României anul trecut a înfierat deopotrivă presa, cât și lumea artistică, cum că s-ar folosi de drepturi de autor pentru a nu plăti către stat taxele și impozitele cuvenite, iar în același timp, același stat, același guvern folosește drepturile de autor pentru a renova spațiile unor unde funcționează anumite instituții de cultură. Nu vi se pare că este o disonanță sub acest aspect? Da, e absolut. Aveți absolut dreptate. Dar vreau să vă spun că noi am început să ne obișnuim cu această duplicitate legală. Pentru că se produc milioane de ilegalități. Se spune fabuloase care sunt răpite pur și simplu de sub nasul consumatorilor, a bugetarilor, a mamelor, ce să mai lungesc lista. Maestre, și nu se face niciun fel de caz. Dacă domnul Paleologu nu a respectat legea, nu pot să-l apăr, nu pot să-l accept. Să plătească. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Pare-se că este singurul care a căzut meta. Și asta nu mi se pare foarte legal. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. N-aveți de ce, din potrivă.
Și trebuie să fiți mulțumiți că am luat parte. Și sperăm ca acest lucru să nu fie interpretat drept o scuză pentru cei care aplică astfel de metode pentru a afenta legislația fiscală, cu atât mai mult cu cât sunt reprezentanții ai unor instituții ale statului. E foarte interesant altceva, cum spunea și maestru, este această resemnare a românului. Nu vorbim că e paleologul, da? Vorbim nu că ne este interesează un persoana în fund, ne interesează nu ne interesează instituția. Ci ne interesează instituția. Această resemnare a românului, cum că sigur că da, dacă nu se poate, ocolim legea, dacă nu există alte metode, încălcăm legea, nu este bună. Înseamnă că am ajuns la capătul răbdării, înseamnă că nimeni nu mai crede de fapt în lege, înseamnă un început, ca să nu zic mai mult, un început de disoluție a statului, pentru că disoluția statului se bazează pe, adică primul pilon al disoluției este risipirea încrederii în țesătura legală, în țesătura legislativă. În momentul în care nu mai crezi în legi, nu mai crezi nici în instituțiile care sunt create pe aceste legi. Și de aici se prăbușește totul. Este ca un eșafodaj pe care sunt create instituțiile și când lovești în baza, în fundația acestui eșafodaj, principiul castelului de cărți. Se duce totul. Iar resemnarea asta a noastră, pe care trebuie să o recunoaștem că toți într-un moment sau altul, la care am apelat toți într-un moment sau altul, nu este bună. În direct prin telefon este doamna Zoe Petre, istoric. Sărut mâna, doamnă, bun venit alături de noi. Bună ziua! Cum interpretați cele prezentate de noi, atât în ziarul Adevărul, cât și pe adevărul.ro, în legătură cu achizițiile și lucrările efectuate în 2009 de către Ministerul Culturii, folosindu-se de drepturi de autor pentru plata respectivelor activități? Mi se pare absolut caracteristic pentru actuala putere faptul că întâi face ea un lucru nepermis și după aia ne pune pe noi să plătim. Pentru că în realitate asta s-a întâmplat. Dacă dumnealor montează clochete pe drepturi de autor și după aia ne pun pe noi să alergăm cine știe unde să declarăm drepturile de autor, e chiar culmea pătăi de joc. Totuși, nu e vorba de o sumă oarecare, sunt 26 de milioane de euro în joc. Aș vrea să întreb pe, bună ziua, Corina Drăgotescu, credeți că este neștiință, este reavoință, este, nu știu ce ar putea să mai fie, un fel de nepricepere, din asta incompetență, tipică. Să-i spunem mai bine. Este incompetență, dar este și un dispreț suveran față de cetățeni, pentru că, încă o dată, hoțul care strigă hoțul nu e doar necinstit, este și convins că păcălește pe cineva. În momentul în care actualul guvern a adus argumente nemaipomenite, domnul Brădescu ne făcea de evazioniști și așa mai departe, aveam impresia că orice om care ține un stilou în mână e un potențial infractor, dar infracțiunile erau, după cum se vede, la guvern. Este ciudat un lucru, doamna Petre. Conform raportului pe care noi îl avem în față, Ministerul Culturii, în calitate de, așa se scrie în acest raport al Corpului de Control al primului ministru, deci Ministerul Culturii, în calitate de ordonator principal de credite, avea datoria să nu plătească banii decât după verificarea legalității. Prin urmare, ipoteza incompetenței o putem scoate din discuție sau ea revine mai puternic? Nu e. Poate fi incompetență, mă tem, la nivelul ministrului care deleagă unui funcționar controlul asupra modului de gestiune al fondurilor. Aici chiar e o incompetență asumată, ca să spun așa, din partea de paleologul. Și până la urmă, poate că bine a făcut, că și-a asumat. Dar ideea asta de a plăti constructorii cu 10% impozit
și deducând din suma impozabilă 40% de parcă ar fi cumpărat hârtie de scris ca mine, este cât se poate de ingenioasă, nu-i vorba de niciun fel de incompetență, e o competență superioară în înșelătorie. Eu înțeleg că în sumele alea erau și câteva elemente de concepție, modul de aranjare a exponatelor într-o sală de muzeu nu ține de calificarea de inginer constructor, ține de calificarea de arheolog sau cel mult de designer. Dar astea erau lucruri izolate și montarea țevilor era altceva. Sigur. Credeți că acest raport al Corpului de Control va avea niște urmări sau va rămâne doar la nivel de subiect de presă și subiect de discuție, de dezbatere publică? Doamna Dragocescu, depinde cu aprobarea cui s-au făcut porcările astea. Dacă s-a făcut așa de o echipă vașnică din interiorul Ministerului Culturii care s-a gândit să facă niște bani în buzunar, că evident au împărțit pe din două cu constructorii chestia asta. E una. Atunci poate va continua. Dacă e făcută cu acordul superior și banii s-au mai dus pe la o campanie electorală sau alta, atunci o să fie numai scandal de presă. Trebuie precizat aici că în perioada la care raportul face referire, prerogativele de ordonator principal de credite nu au fost exercitate cu preponderență de către ministrul paleologul, deși, cât de deși, secretarul general. Da, da, deși exista... el avea obligația să fie la curent. Nu. Exista un ordin al ministrului chiar prin care se stabilea că dincolo de o anumită sumă, doar ministrul poate să semneze ceea ce nu s-a întâmplat. Deci este aici, vorba de 125.000 de euro, de suma de 125.000. Ori suma, acum nu știu dacă este vorba de sume mici cumulate care duc la suma mare sau este vorba de o semnătură pe o sumă totală. De aceea totală. Spuneam că era interesant să avem punctul de vedere al domnului paleologul. E jalnic și nu știu, doamna Zoe Petre, ce sentiment are când aude despre așa ceva, însă cel puțin pentru mine e jalnic și mă întreb, nu știu. Aș dori să o întreb pe doamna Zoe Petre. De ce dacă... mai trebuie să mai trecem prin asta încă o dată, pentru că am mai trecut cu niște ani în urmă tot așa de dacă domnia sa crede că acest lucru este simptomatic pentru modul în care funcționează instituțiile statului în momentul de față? Mă tem că am afirmat asta din prima mea frază. Aș vrea să adaug că mă simt și luată de fraier de două ori. Întâi că a fost tot războiul ăla cu drepturile de autor, cu ce avem voie, ce n-avem voie. Dar dincolo de asta, eu am organizat acum un an, chiar pe vremea acestor manevre absolut necinstite, am organizat un colocviu internațional unde a trebuit să fac 3 oferte pentru o cheltuială de 2000 de lei. 2000 de lei. În lege, licitație se face de la 10.000 de euro încolo. Dar mi s-a spus de la universitate că universitatea ca instituție a cheltuit mai în anul fiscal, a cheltuit peste 10.000 de euro și deci eu trebuie să fac licitație pentru o prostie, că erau 2.000 de lei, nu mai mult. Am făcut licitație. Și domnii ăștia nu fac licitație pentru 23 de milioane? Sigur. Euro. Este absolut fabulos ce spune doamna Zoe Petre, adică pentru 2000 de lei faci licitație și te obligă. Da, așa este, te simți fraier. Este... Te simți fraier. Adică suntem niște caragioși. Da. Depinde foarte mult de modul cum te raportezi la lege, ca să glumim. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zoe Petre, cu pentru intervenție. Și vă așteptăm din nou alături de noi. Fără nicio plăcere, ținând seama de subiect. Sigur. Vă mulțumim foarte mult. La revedere. Sărut mâna. La revedere. Așadar, avem părerea quasi unanimă că un astfel de matrapazlâc, i-am putea spune, este simptomatic pentru modul în care funcționează instituțiile statului. Da, îmi pare rău, aș vrea să văd și cine este această societate, Artex Service International, Services International, care a câștigat, contractul, că nu putem să spunem licitația, contractul, pentru că și acolo am putea să găsim diverse, cum am spus, încrengături politice, cele care fac ca firmele
Știți cum sunt filmele? Sunt ca niște cameleoni, s-au adaptat la mediul înconjurător fantastic de repede. Ele știu, oamenii din zona reală simt imediat știu ce mersul. Trebuie să facă, știu mersul. Și de-aia am spus, dacă am vedea și cine este în spatele firmei, probabil că am avea multe surprize. Investigația jurnalistică va continua. Nu poți decât să ai un sentiment din asta de... dezgust. Și dezgust, da. Nu cred că e un termen foarte plăcut, dar așa este. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc Corinei Drăgătescu pentru prezența alături de mine. Doamnelor și domnilor, continuăm. Rămâneți lângă noi. Revenim în câteva minute.